Ilie Cioară, ajutorul oferit lumii. A fi lumii de folos ni se cere probitate, cu noi mai întâi cinstiți în perfectă libertate, astfel vedem clar, precis și înțelegem adecvat, prin integritatea ființei omui om adevărat. Înțelegător și bun ascultă pe fiecare, fără de prejudecăți, printr-o simplă întâmpinare, când apare inocența în pacea care s-așterne, ce transcende trăitorul în impostaze eterne. Complet dizolvat trecutul cuprins în infinitate, iubirea nețărmurită fără de dualitate, omului cert însușiri, cel consacră pe deplin, ca ființare atemporală integrată în divin. Numai această trăire, lumii întregi folositoare, în niciun fel programată, prinsă în idealizare, fericitul plinitor își cunoaște sacrul rost, egoul total absent, el fiind mereu sfetnic prost. În asemenea postură, faptele sunt dirijate, dinăuntru prin îndemnuri de supremă bunătate. Intuiția nu înșală, nu greșește niciodată, ce-i real folositor ea ne arată dintr-o dată. Ajutorul dat de sine, înscris în dualitate, prin intenții relative, goale de sacralitate, cu sau fără revelare, e țesut cu interese, omul prin el mărginit viața ca ego și-o țese. Atenție deci sporită la orice solicitare. Mai întâi gândirea tacă, fără de nicio sforțare. Acum ființa fiind unită, vede clar, desăvârșit și ajută sau refuză prin cei real întâlnit. Emoții și obișnuințe sunt prin ele turbulente, ce împiedică să întâlnim fapte certe, evidente. Doar prin pacea dinăuntru aflăm buna acțiune, altfel toate-s relative, deseori deșertăciune.